Salutare și bine ai revenit pe Beamers România. Eu sunt Iulian și alături de mine îl avem pe Adrian. Salut, Adrian. Salut, Iulian. Mai bine spus, te avem a doua oară pe canal. Bun, Adrian, înainte de a începe episodul de astăzi, din partea Beamers ai o carte service. Mulțumim frumos. E a doua. A doua, corect. Plus ceva stickere noi. Ai un sticker cu Beamers, Beamer Hub, încă un sticker cu Beamers, încă un sticker cu Beamers, încă un sticker cu Beamers. Nu, era o glumă. Bun, înainte de a începe episodul de astăzi, o să vreau prima dată să ne spui ce mașină avem de față și după o să trecem în zona mai de detalii. E o mașină specială din ce am vorbit noi acum câteva minute. Deci, ce mașină e? Deci, un E92 din 2008. Ok. 335i, cutie manuală. Benzinară, adică? Benzină, manual. Benzină 3000. Ok. Câteva modificări, să spun. Câteva modificări și 400 de cai. 400 de cai, 400. N54, bănuiesc. Ok. Prima dată spune-ne, te rog, dacă mașina e colantată sau e vopsită. E colantată. Ok. Culoarea e de fabrică, e cum e plafonul, nu știu dacă se vadă. Un negru. Un negru. Și tu așa ai luat-o sau ai colantat-o? Așa am luat-o. Ok. Ceva modificări la exterior? Pachetul lem plus lipul de pe față. Ok. Grilele M. Grile duble lucioase. Da, grile duble lucioase. La farul nu este nimic, nici la capote. Poți să ne arăți motorul? Hai să vedem acest N54 cu două filtre de aer. Da. Sport. Da. Ai idee ce brand sunt? Da, sunt BMS-uri. La fel BMS-uri. Ok. Așa, pe partea de modificare din partea asta de compartimentul motor, mai avem un chargepipe plus un blow-off, ambele sunt de la TL. Blow-off-ul este reglabil. Intercoolerul este mic și motor. Ce presupune reglabilul ăsta? Cantitatea de aer pe care o dă afară în momentul în care nu mai... presiunea care o scoate, da, efectiv. Da, presiunea pe care o scoate. Așa, intercoolerul mic și motor. Traseul de la intercooler la turbină rigidizat. Așa. Turbinele ambele sunt hibridizate. Da. E un motor care merge foarte încins, mai ales în... Dacă 120 de grade, 120 un pic, da. E normal, nu? Normal, e ok, un 90-91, dar dacă mai dau un pic la ea, arde și mult timp după aia. O să vreau să-mi spui dacă tu ai luat-o cu modificările astea sau tu le-ai făcut? Am luat-o cu modificările astea, însă m-am documentat mai bine despre ele, am și vorbit cu tipul de la care am luat-o. Ai luat-o din Bacău, bă, din Bacău, da. Așa, în rest... Na, pe partea asta de modificări nu pot spune că ar fi neapărat foarte mult, în afară de turbine, așa. Teoretic ele sunt multe, dacă stai să te gândești, pentru că practic ele dau o mare parte din putere în momentul în care o modifici. Dar cam atât pe partea asta. Hai să vedem ce mai ai la exterior. Am văzut că ai niște jante interesante, dar hai să vedem pe partea asta. Corect. Ca să le vedem mai bine. Ce jante sunt? Jantele sunt ETA Beta Wheels. ETA Beta Wheels? Da, sunt din Italia. Okay. Dar extraordinar de bune. Au o mică urmă de uzură de la proprietarul anterior, dar nu sunt ceva... Sunt decente. Da, nu e foarte strident, să spun. Așa. Ce dimensiune sunt? Sunt pe 19. 19, lățimea? Din câte am văzut, anvelopa asta spune cel mai bine, deci 255. Nu, mă refer la... Jou. Inci jante. Barnop, nu știu, nu? Bănuiesc că oricum sunt în două lățimi, fața mai îngustă și spatele mai lat. Hai să vedem ce mai e pe spate. Cât de lat este? 255 cu 35 cu 19. Da. Okay. Aici bănuiesc că e logo-ul băieților care ți-au colantat mașina. Da. Și pun după aia colantul peste. Mai ai un eleron pe spate. Da. Am uitat să menționez la praguri. Am și... Lip, cred că se numește, nu sunt 100% sigur. Ok, ai o extensie, da, de praguri. Da, o extensie de la praguri, o extensie și la bara spate pe lângă difuzor. Evacuarea? Ceva modificări la ea? Evacuarea nu este modificată, însă nu are catalizatoare. Sau oricum se aude wow. Da, se aude destul de tare. Nu neapărat evacuarea, cât pocneturile mai degrabă. Evacuarea e așa, de bun gust, să spun. Se aude foarte, foarte bine. Da, e chiar plăcut, nu e ceva deranjat. Triplele văd că sunt
fumurii. Da. Cred că-s vopsite sau scolantate? Nu, scolantate. 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 Dar la fel nu e ceva foarte strident să atragă neapărat atenția. Adică încă se văd bine dacă te vede. Un sticker cu N54, da. Fan adevărat. Corect. Și cam atât, nu? Da, la exterior. La exterior, cam atât. Bun, hai să vedem și la interior ce, ce dotări ai pe ea. Ok, deci... Ușă foarte, foarte mare la, la cupeuri. Da, ca la cupeuri de altfel. Uh-huh. Îmi place chestia asta de frameless window. Mi se pare că arată foarte arată fel. Mult mai bine, corect. Da. Așa, pe scaunele, așa erau ele sau le ele tapizat? În schimb, plafonul este refăcut. Plafonul este în Alcantara acum. Da, văd că e negru Alcantara ca și material. Da. Volanul a fost și volanul refăcut. A fost și Alcantara la un moment dat, dar pe partea asta, na. S-a rost, o să trebuiască să-l, să-l faci din nou. Da. Trimurile astea piano văd că sunt colantate. Da. Scaunul. Așa am la scaunul la fel. Trimul ăsta e colantat, dar dă foarte bine. Dă așa un aer de sportiș. Da, da, da. E chiar cu bun gust. Scaunii cu memorie. Da. Care sunt super faine, mai ales dacă sunt doi șoferi. Un lucru care mi-ar fi plăcut să-l aibă și nu-l are sunt scaunele încălzite. Dar... În rest, pe parte de dotări, e chiar foarte confortabilă, să spun, adică are faruri automate, uh-huh. Are senzori de ploaie, are memoria la scaun, ai tot senzorii, da, uite, senzori. Da, da, da. Memoria la scaun, după cum ai spus și tu, pilot automat. Da, oricum, sunt dotări de, de bun simț, să spunem așa. Da, navigație mare. Navigație cea mare, da. Ce navigație? E CCC-ul? E asta nouă sau cea veche? E cea nouă. E cea nouă, nu? Da, se vede după joystick. După joystick. Corect. Deci interiorul ai spus că așa a fost da, el. Interiorul a fost foarte bine, cusătura asta albă dă foarte, foarte bine. E un contrast. Dacă mă întreb pe mine, să fi fost roșie, s-ar fi văzut mult mai în combo cumva cu culoarea exterioară. Da, dar să da, spunem. Pe partea interioară arată foarte mișto. Trapă, ai uitat să menționez, da, corect, care trapă. E un must la BMW. Arată altfel din lateral când e deschisă, când era patată de față. Păi nu știu, trapa nu are o utilitate foarte mare la BMW, cel puțin vara. Da. Când e soare afară, nu poți să stai cu ea deschisă. Știu, știu. Te bate tot soarele în cap. Rău de tot. Iar iarna, iarăși, nu poți să o ții deschisă, doar seara, da, doar seara, pe timp de vară, atâta. În schimb, din punct de vedere estetic, foarte faineroasă. Dă foarte bine, mai ales când vii la un carnet cu trapa scoasă așa încet. Super fain. Ce alte dotări mai ai? Sau ce ai vrea să ne mai spui despre interior? Pe la interior nu mai sunt foarte multe lucruri de spus. Uh-huh. Adică restul chestiilor sunt stoc pe lângă trimurile făcute din interior negre și plafonul făcut din Alcantara. Sistem audio? Nu sunt exact cât de ok, adică în comparație cu Harman Kardon, nu că nu știu exact. Știu că este Hi-Fi-ul care este cu bază. Da. Și Prologicul 7 nu știu dacă este mai ok decât Harman Kardon sau este fix intermediarul dintre Hi-Fi și Harman Kardon. Nu știu să spun, ar trebui să vedem efectiv okay. Care sunt diferențele. Se aude chiar foarte bine. Uh-huh. E comparabil cu un Harman Kardon, cam auzit unul. Din păcate, trebuie să conectez înapoi un subwoofer la mașina asta. A, cele are, de sub scaun. Da, 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 unul dintre ele, unul e ok, celălalt trebuie reconectat. Și rest cam asta. Dacă e să ai o problemă cu el, oricum nu sunt foarte scump, e undeva la vreo 200-300 de lei subwooferul. Da, 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 dar cum se aude, n-ai nevoie de muzică în mașină. Da? Eu zic că nu am, cred că am conectat auxele ore de maxim 5 ori. Uh-huh. M-am plimbat cu ea. Super fain. La motor, la bun, atunci hai să vedem cum să conduci mașina și să vedem care e povestea ei. Ce probleme ai avut cu ea și ce vrei să mai faci, că ai zis da. Că ai o listă destul de lungă, da? Da, da, da. Bun, hai să vedem. Ok, Adrian, acum că toți suntem la interior, am să te rog să-mi spui de cât timp ai mașina, că nu ne-ai specificat asta. Deci am mașina de o lună jumate. Oh. Dar luna asta jumate am început să, nu știu, o cunosc parcă de câțiva ani, dacă okay. M-am plimbat cu ea. Câți kilometri ai făcut cu ea? Cred că am vreo 5.000 făcut. 5.000? Deja într-o lună jumate. Deci m-am plimbat, n-ai idee. Nu mai plasă, am zis că asta fie mașină de weekend, că seria 1 încă nu mai am. Da. Crezi că ala fie mașină de daily. Știu că vorbeam atunci, că vroiai M1, ai zis. Da, 135, fapt M135 este mai... Exact, precis. Sau 335i. Da. Și până la urmă, de ce ți-ai luat 335 și nu... Deci ca să fac un pic mai detaliată povestea, alea nu au fost singurile mele variante.
Am luat în considerare și o mașină diesel, un Audi A5 coupe. Hai, nu mă luați cu tape, vă rog eu. Tracțiune față sau 4? Nu, 4 torsă, okay. Manual, da. Tot 3000 era, numai era diesel. Așa da. Era varianta V6, luați un motor ăla că este chiar destul de fiabil, n-am să te mint, fratele prietenii mele are. Și V6-le, da. Da, V6-le și se aude bine, are mult cuplu, e destul de rezistent. Da, consum de diesel chiar foarte ok, adică el merge tare și... N-am văzut vreodată să poată consum mai mult de 11 din mașina aia. Am mers tare, adică mi se pare de chiar. Și cu jante mari. Și mașina aia oarecum veluță. Corect. Așa. Deci pe lângă Audi respectiv, ăla l-am cam scos din considerare. Pentru că mă gândeam că dacă păstrez seria 1, dacă am un diesel, n-are rost să mai iau încă un diesel. Încă un diesel, da. Așa că am trecut pe varianta de benzină. Benzinat. Da, și la benzină aveam 4 variante. Mai aveam un Audi la care mă gândeam că mi se părea așa oarecum interesant, un Audi S3, cam îl spun. TT nu te-ai gândit? Super faine TT-urile alea. Sunt faine, dar MK2, MK1, ca design-ul e oarecum urâțel, dar e foarte mic, adică eu sunt și o persoană oarecum luat, am 94. Na, aș fi încăput, cam urcat, în cap, dar mă simt un pic așa înghesuit. Vrei să ai un pic de confort. Da. Ok. Așa. Un Audi S3 cu care am mers de altfel, foarte mișto mi se părea că trage, dar am văzut, avea un consum la care nu m-aș fi așteptat un motor de tomă mică. Adică mă... Ce am cât avea? 15-17? Deci dacă mergea tare, ducea 19-20, gândește-te. Un motor 2000 și ok, bun, e benzină, nu ți-ai mașina aia să mi-a consum, total de acord. Dar un consum de genul ăsta am spus un motor de 3000 și... Corect, da, corect. Un motor de 3000 cu mai mulți cai merge mai relaxat decât un motor de 2000 cu aceiași cai. Și de asta, am scos Audi-ul pe ăla S3 după aia din ecuație. Stai un pic mai încet și lasă să meargă cât mai... Okay. Să meargă super relaxat, noi doar vorbim, nu trebuie să audă. Da. Așa, după care, după S3-ul respectiv, mă uitam la un M135. Deci mi-a plăcut extraordinar de mult mașina respectivă. Tot așa, am mers cu una, avea și stage-ul noia, X-Drive automată. Câți cai avea? 406 cai, da. Fiind mai ușoară ca asta, mai micuță, cred că era mai distractivă. Da, 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 era destul distractivă. Dar 4x4 cam strică. Da, într-un fel e interesant când ai 4x4 și o mașină automată, adică dacă vrei să dai cu ceva fix de pe loc, e cam greu să se pună cumva cu tine. Și mașină ușoară și X-Drive așa, da, fain. Dar am zis că dacă o să nu și cu BMW sau ceva, adică, ca să fac de fapt o paranteză, în gama asta de mașini 4x4 mai aveam ca variantă și un Subaru STI. Da, tu te-ai dus ca toate sunele. Da, nu, dar m-am dus când fac foarte multe mașini, nu de la să zic că mamă, marca cea mai bună, restul cu zirahatul. Adică gen pasionat, adevărat, da, toate mașinile sunt faine, dar da. Ne iau pe asta pentru că acum am nevoile astea. Da. Nu că nu îmi place X, Y sau Z. Păi okay. Tocmai fiecare mașină vine cu avantajele la urmă urmii. Corect. Adică Audi respectiv, ambele de fapt, și S3-ul și A5-ul. Foarte confortabile pe interior, mai confortabile decât asta sau un M135. Mă rog, clar. Deja la 335 sau la M135 nu mai vine neapărat pe confort. Clar M135 nu vine pe confort, că, na, mașina e făcută fix pentru sportivitate. Și 335-ul dacă vine cu așa pachetea la sport, la înălțime, la hazard, și ăla e orientat spre sportivitate, știi? Corect. Și na. Așa. Aici vezi că e... Da, întorni problema. Așa, după care am mers cu un Subaru, chiar am un amic care are un Subaru STI. Okay. Foarte mișto merge, foarte mișto trage, foarte mișto se aude, 4x4 ăla spune cuvântul din toate punctele de vedere. Este super interesant, numai că acolo era mai mult problemă de piese și nu aș fi fost neapărat... Întreținerea rămânesc destul de greu aia la Subaru. E consistoare într-adevăr, dar repet, după cum am spus că mașina asta mi-o luam ca fiind a doua mașină, nu m-ar fi deranjat neapărat, că oricum am vrut să fie o mașină mai cu cai, mai special combat, un pic. Da, să orientez așa. Da, asta e problema la ele, că poți să scoți un 350-360 oarecum liniștit, dar deja când vorbim de cel mai mare cifre mari, cai, da, e un pic mai... Na. În schimb, estetic vorbind,
foarte mișto, nu prea vezi. El pe interior este foarte simplu. Spartan. Da, da, fix, adică ai strict necesar, ai aer condiționat, ai CD player, eventual dacă spui tu ceva ca să te ducă în aftermarket sau navi. Sau navigație, da, ca ai spațiul la 2 din acolo. Tocmai. Așa. Eu personal nu aveam nevoie de mai mult, mai ales dacă ți o mașină care vrei să fie cumva proiect, clar n-ai nevoie de foarte mult de o terapia. Te interesat să meargă, să fie driver orientat cumva. Să fie pentru tine și pentru sufletul tău. Da. Iar la final, până la urmă, am rămas cu ultimele 3 variante, Subaru, BMW-ul ăsta E92335, manual obligatoriu. Da. Nu știu dacă a specificat, are cutie manuală. Da, e specificat. Ok. Și M135. Și de ce n-ai vrut automat? La motorul ăsta N54 e cumva mai ușor de modificat decât un N55 cum este pe M135, da. Și am zis că dacă o modific, vreau cumva să fie așa și mai agresiv, să ai o leacă alt feeling în ea. Oricum manual e mai agresivă decât automat. Îți mai alte senzații în ea, o controlezi mai bine. Poți să faci stânga în capăt. Nu, aici, înainte pot. Okay. Da. Bun, și mi s-a părut foarte interesant, am mers și cu un 335 automat, schimbă repede viteză de cutie, e foarte mișto, da. Dar am înțeles totuși că nu sunt așa de împăcate cu un cuplu mai puternic. Clar, nu, da, nu, stai, sau convertizorul ai făcut să țină puterea de fabrică, un, de cuplu. Da, sau un stage sau altă chestie, după aia trebuie să intervii un pic, cât îi faci stage la cutie, tot nu-i făcut să reziste extraordinar de mult la... Da. Foarte multe reprize de la violențe. Bun, și până la urmă, câte mașini ai văzut tu? Câte 335-uri ai văzut până ai zis, băi, pe asta o iau, gata, mi s-a pus pata. Nu am văzut foarte multe, să fiu sincer. Am văzut două, de asta efectiv m-am îndrăgostit. Oricum, sunt și puține. Da, nu sunt foarte multe. Și de vândare, mare parte la ele, prețul era oarecum măritor. Adică nu ar fi fost neapărat o problemă, numai că nu oferau neapărat... Cam pe la ce sumă se învârt? Astea deci... acum. Deci unul de bază, fără modificări pe el, fără pachete, am dat cu ceva dotări pe el. Am văzut că se învârte undeva pe la 14.000 de euro, nu treținut, 14-15.000. Deci 14-15.000 e un stoc. Da, mai ales că acum și crescut prețurile foarte mult, adică piața e... Na, și mașini destul de rare în România. Mă mir să fiu sincer cum nu sunt mai ieftine. Foarte puțin e chiar și 2 litri benzină, deci nu mai spunem de 3.000. Da, 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 benzinarele... Cel puțin pe OLX, dacă stai să te uiți, nu vezi chiar așa, că în ăsta de mobilite, băi dea mult mai multe bani. Acolo nu sunt foarte multe. Da, mai multe decât pe OLX sau Autovit, dar... Na. Bă, mai multe 335 diesel decât 320 benzină. Da. Deci dacă te uiți, ai să vezi. E ciudat, dar asta e, lumea spre asta a mers atunci, în anii 2008, 2009, 2010. Dieselul era baza. Da, tocmai. Ai și consum, ai și cuplu dacă te interesează. Exact. Da. Bun, și care e povestea? Deci ai văzut mașina? Da, am văzut mașina asta. Da, am văzut-o pe OLX. Am văzut acolo lista de modificări. Mi s-a părut interesantă că, practic, ce m-a atras la e că toate modificările pe care aș vrut să le fac eu pe mașină, avea le-avea deja. Da, le-avea deja, așa. Mi s-a părut foarte interesantă treaba asta. Ai făcut ceva economie de bani. Da, și prețul ei a fost foarte ok, a fost sub prețul pieței. Adică, nu, așa, da, dacă adică, poți să ne spui? Da, 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 10.500 de euro negociat în urmă. Mașina era la 1.200, dar... 11.200. 11.200, pardon, ai, dacă ar costa 1.200, nu, că vreau și o ună. Da. Așa, 11.200, numai că tipul de la care a luat mașina, foarte coleg a fost, mi-a zis exact ce probleme are și când am fost la mecanic să le văd exact problemele alea avea. Ce probleme a avut? Deci are un senzor de presiune pe turbină. Ok. Ar trebui să-mi pun unul care să citească un pic mai mult, din câte mi-a spus el, dar posibil să trebuiască doar să fie curățat, încă nu sunt sigur, trebuie să merg să văd. Așa, din când în când mai intră cumva în... Limp mod? Nu neapărat limp mod, ai tai un pic puterea, simți că nu mai trage chiar la fel. Okay. Și dacă o repornesc, e tot ok. Intră în protecție, da, cumva. Nu faci mereu, faci destul de rar. Dar, na, oricum trebuie să o schimb că vreau să o am ok. Așa. Bobinele și bujeile. Ok. Na, nu e ceva grav. Nu. Așa, m-au anunțat de plăcuțele pe spate că ar trebui să mă uit la ele, că sunt cam pe la jumatea vieții, să spun așa. Da, nici alea nu-s scumpe. Așa, și mi-au lăsat pentru că lui i s-a părut că ar fi avut ceva la cardan și mi-au lăsat la preț pentru asta. Dar eu când m-am dus și în ea așa mecanic, cu să ne-ar fi, e perfect. În schimb, am văzut că distanțările totuși ar trebui schimbate, că sunt un pic...
A, uite, asta am uitat să menționez, care distanțiere, față-spate. Ok. Așa, de 1,5 ambele. Ce s-a întâmplat cu distanția ăla, cumva s-a aplatizat? Da, e un pic, are o formă un pic dubioasă, adică ea nu se simte la mers mai mult de 160-170. Abia de la 170 simți un pic că e mai, na. Am înțeles, îți trebuie cumva mașină. Dar are o mică vibrație. Și de asta probabil lui s-a fi părut că e vorba de cardan. Cel mai probabil. Ok. Da, așa. Și cam asta a fost tot. A, deci mari probleme n-ai avut cu ea. Nu, revizii au fost făcute deja, dar am, na, o să fac și eu cât de curând. Sistemul de frânare e stock pe ea sau ai ce nu, modificare? Nu, am uitat să menționez. Frânele sunt Brembo perforate față-spate. Uite că nici eu nu am fost atent la asta, deci sunt Brembo perforate față-spate. Da, descuși pe puțin. Sunt un pic mai scumpi decât... Sunt un pic mai scumpe, dar își fac treaba absolut excepțională. Da, îți dai seama, partea pro, să spunem așa, la discurile astea perforate, e că atunci când mergi cu viteză foarte mare și pui frână brusc, da, vrei să te oprești, plăcuța când ajunge pe discul ăla, creează o fricțiune acolo. Da. Ei, fricțiunea ce face? Creează la rândul ei niște vapori. Dacă putem să spunem așa. Ei, gazele alea cumva trebuie să le eliberezi. Dacă tu nu ai plăcuțe perforate, gazele alea împing plăcuța cumva înspre exterior. Deci să nu mai calci pe disc. Da, 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 da. Tu având discuri perforate, presiunea aia cumva, gazele alea se duc în disc, acolo unde e parte de ventilare, de ventilare și după aia se duc în sus sau în jos, depinde, dar mult mai ușor evacuezi gazele alea. Da. Cam asta e toată șmecheria. Deci nu o să mai fii pedalat atât de tare și o să țină frâna foarte bine. Da. Asta e tot. De oricum, sunt un pic mai scumpi și mai ales astea care sunt Brembo Performance, sunt cam dubli la preț decât cele standard. Ca au și clasele lor. Am văzut, dar în schimb chiar se merită. Plus la mașina asta, chiar că la cai ăștia nu face rabat la frâne în niciun caz. Da, nu, la 400 de cai deja... Îți trebuie frâne, cum trebuie. De mine aparat să țin. Nu pentru că ai cai în sine, pentru că ești tentat să te duci la o viteză mai mare. Da? Tocmai. Nu mergi cu ea cu 100. Dacă mergi cu 100, poți să mergi cu frânele stock. Da, fără probleme. Că până la urmă e aceeași mașină, aceeași greutate. Da. Dar nu o să mergi cu asta cu 100, o să te duci în 200-250, dai run-uri, dai o grămadă de nebunii prin oraș, le faci și trebuie să te oprești. Da. În caz să întâmplă ceva. Prin oraș țin chiar destul de rar, că pocnești cam tare și cam atrage atenția. Și din când în când atenția nepotrivită, dacă mă înțeleg. Am înțeles. Te-a oprit poliția de câteva ori, nu? M-a oprit de fapt o singură dată de când am. O singură dată? Da, a fost oricum cu minte, mai ales că știam că e poliția. A, de fapt, da. Mai ales că știam că e poliția în zonă, sigur eram cu minte că... Na. M-a oprit odată că s-a auzit blow-off-ul foarte tare. Nu pocnit, dar s-a auzit blow-off-ul. Au venit să inspecteze mașina. Și m-am uitat așa la ea, mi-am cerut tactile, totul repede. Ei nici nu știau la ce să se uite. Dă-ți seama, ea așa pe exterior, într-adevăr, e ochioasă. Îți dai seama că nu e chiar ca orice mașină de pe stradă, dar nu zice foarte mult. Adică tipsurile de la evacuare sunt stoc, să spun că e mai lăsată. Dacă nu ești cunoscător, poți să spui că e un 2.0 benzină sau un 2.0 diesel. Da, da. Dacă nu-ți dai seama cum ar trebui să suni un benzină. Și cam atât, dacă vezi pe loc. Adică, e o mașină normală. E un fel de sleeper, dacă am putea să-i spunem cumva. Se integrează foarte bine în trafic. Da. Chiar da. Nu, e foarte, foarte faină. Și în sens, îmi place partea asta, că nu ieși în evidență în trafic. Este cumva culoarea, dar ea ca mașină în sine, sunt multe modele 92, cel puțin ea-și vezi milioane. Și te dai când vrei să te dai. Nu te oprești poliția într-una pentru că nu știu, e mașină sport și zici ăla, bă, sigur n-are ceva la mașină sau sigur i-a făcut ceva sau... Așa, mergi cu o mașină normală pe stradă. Ia că acum să leagă pe... nu prea scase pe lângă. Ia. E genial cum s-aude, s-aude foarte, foarte bine. Chiar da, e... Doamne, de sunetul, cred că e cel mai mare atu al mașinii astea. Face toți banii, bine și puterea, oricum să da, duce. Corect. Am văzut că și fuge de fund frumos când acum, dai în ea.
Acum chiar fugi un pic mai puțin că mi-am schimbat anvelopele pe spate. Și am și povestit despre cum mi-am schimbat anvelopele pe spate, că nu a fost neapărat voit să zic da, așa. Dar ce? Am fost acum vreo lună la prietena mea acasă. Ea stă prin Alexandria, 600 km aproximativ, mă rog, 500 și ceva. Până acolo drumul absolut perfect, mi-a răs pilot automat, consum chiar foarte bun pentru o mașină de 400 de cai, 8.4 am avut. Bun! 8, mă rog, și drept mers ca babacul, pilot automat, 120 constant, nu m-am dat la ea deloc. Eu am pornit inițial cu ideea că până acolo două plinuri, apopa, nici nu mă gândeam. După aceea am descoperit că de fapt mi-a reamintit că, bă, dar asta e, are pilot automat. L-am pus jumătate de rezervor până acolo, un pic mai mult, cam o linie peste jumătate de rezervor. E foarte bun consum, 8.4 da. la cai ăștia. Da. Și vorbind de consum, pe oraș, de trafic, undeva în jur de 13-14, zic, cam pe acolo. Hai până în 15 cel mai... Da, în zona asta de 11-12-13 îți iau un 3.0 diesel. Da, adică eu zic... La mers normal. Da. 11-12-13, un diesel automat. Cu mare consumul ăsta. Eu să fiu sincer că trafic m-aș uita mai mult, că mă rog. Dacă încep să mă dau la ea, 20-21-22, fără nici teama mică problemă, se duce, dă-ți seama. Dar în schimb, mă așteptam ca pe oraș, când merg liniștit cu ea, să mă iau o leacă pe mult la consum, da? Chiar foarte, foarte, foarte ok. Da, e foarte ok. Da. Bun, și ce ai pățit de ai schimbat anvelopile? Când am venit înapoi spre casă, trebuie neapărat să fac contextul ăsta, era zi de Rusalii. Așa. De fapt, mă rog, era duminică noapte, luni erau Rusalii. Și am plecat la ora 11 de acolo. După cum, după calculele noastre și a Waze-ului, da. O să ajungem cam pe la 6:30 în Iași. Dimineața. Dimineața. Prietena mea era de muncă, ar fi trebuit să înceapă la ora 7. Tot deci după o noapte în mașină, da, ea se la muncă. Ia o hotărât să mergem așa, vreau să stea mai mult acasă, mă rog, am înțeles-o. Ok, da. Ideea este că drumul până la Vaslui, absolut genial, fără poliție, fără absolut nimic, nici am mers tare în continuare. Ia dormea, stăteam frumos. După Vaslui deja parcă începea să fie dimineața perfectă, că vineam cu mașina, zi liberă. Vedeam așa o leacă răsărit în partea aia, o leacă de muzică, absolut genială atmosferă. Până când, după Vaslui, intram în Iași, pe da. Partea aia de, cum se cheamă, nu prin Bucium, pe acolo prin Cug. Trec pe lângă Negreș, dacă nu mă înșel, este intersecția aia care duce la Negreș. Ok, după intersecția aia, la vreo 5 km să zic, da. Așa, am simțit mașina că merge un pic dubios și eram cum, ce dracu avea, și după aia am primit eroare în bord, tire pressure loss. Era că vai de cap, eu stai zis că am luat ceva, am făcut panul, na, e nasol. Mă dau jos, mașina în, pe partea dreaptă în spate, da. Roata de tot rupte, m-am gândit că am luat ceva, am încercat compresorul, nu vrut, m-am gândit că ok, a mea nu e cum trebuie. Eram, dat seama, era drumul drept când nu eram, adică mă vedea lumea dacă venea, nu eram, nu eram pus prost. Dar n-am mai încercat să opresc lumea, le făceam cu mâna, vineau la mine, mă duceam la ei, totdeauna nu vă supărați, am o problemă din câte se poate vedea. Aveți un compresor cumva, se uitau 3 secunde la mine și ziceau că, du-te mă din drum că mă încurci și plecau. Am pățit așa, trec la 4-5 mașini. Ce au zis? Păi, stai că asta vrea să ne combini cumva, ori ne ceri 50 de lei pentru motorină și după aia ne dă el bani sau... Așa, și... A rezolvat până n-am rezolvat din păcate, că nu a reușit. Așa că o trebuie să sun la un vulcanizare mobilă, o trebuie să-mi cumpăr din nou anvelopă. Din păcate nu putea să-mi dea anvelope, o singură anvelopă, trebuie să-mi iau două. Și până a venit ăla, până a dat roata, adică practic am ajuns cu pana respectivă la 7:30, da, cam la 7:30, eram aproape de scânteia. Seara. Nu, dimineața, când am venit pe dimineață, ah, ce ți-am spus, okay. 5:30 dimineața a fost în Vaslui. După ce am rezolvat, a stat ori ceva acolo, s-au fost 7:30, când am ajuns acolo, ne-am făcut din nou pana. Am plecat de aproape din scânteia după 6 ore. Băiatule, ai stat o grămadă. Până au venit, până au mers la depozit ca să ia anvelopele. Până s-a întors și așa mai departe. Se-a mai rupt, eu mă deci gândeam că vreau peripeții. Da, ai, deci cel puțin chestia asta, absolut groasnic a fost tipul de așteptare, ca așa anvelopul, ai, mai cumperi, nu-i problemă. Corect. Și eu i-am dat și drept, adică cel puțin când am luat-o, n-am avut loc milă de ea, numai scârți pe 4 trepte la cum era streciul respectiv, n-aveam... Mă, dar e imposibil să nu dai în ea, având în vedere că e benzinar, se aude foarte fain da. Când urci în turie. Și motorul mare, ai 400 de cai. 400 de cai.
cine nu ar da? Spatele așa frumos. Păi da, dar cine nu ar da în ea? Tocmai. Ce vreau să te întreb? Ce suspensie ai pe ea? E stock sau ai ceva modificări? Este modificată, dar sincer zic, habar nu am. Nu am stimit, chiar nu știu. Trebuia să ne fi uitat, să vedem dacă e reglabilă sau... Nu, asta trebuie sigur că nu e reglabilă. Nu e reglabilă, nu? E reglabilă, e fix, mă rog, fixă, nu e chiar statică, dar nu se... Arcurile cel mai probabil sunt sport, pentru că e foarte, foarte joasă. Arcurile sunt sport, dar amortizoarele, știu că și alea sunt schimbate, dar nu știu exact de care sunt, pentru că... Ia pe curbe, stă perfect, parcă e pe... Bine, oricum, pe seria 3 e renumit pentru manevrabilitate, da. Atât e 46 cât și e 90. Dar, în schimb, când vine vorba de grob, de speed bumper, nu simte chiar atât de rău pe cât te-ai aștepta să simte la o mașină cu suspensie, sport și cu jante din 19. Te-ai aștepta să clănțâne din singură. Da, corect. Chiar e foarte... Poți să ne spui cam ce probleme sunt renumite la mașina asta? Sunt mai multe probleme din câte am înțeles la motorizare respectivă. De fapt, cred că la N54. La N54 sunt mai multe probleme. Nu neapărat pe partea de motor, cât pe partea de auxiliare, cum am văzut când sunt la majoritatea BMW-urilor. Băi, pe partea de motor ce probleme să fie? Că e forjat, ai internele forjate și tocmai, duci motorul ăsta undeva la vreo 6 de cai fără probleme. Da, da, da. E 2GZ-ul european. Deci motorul... N-ai ce să-i cer mai mult. Da, nu, chiar motorul e extraordinar de bun. Dar în schimb am înțeles că are probleme la pompa de apă. Pompa de apă, asta, pompa de ulei. Pompa de ulei, asta a fost schimbat, au un noroc. Garniturile pe acolo, din ce am înțeles, garniturile, turbinele sunt haos la mașina asta. Sunt efectiv execrabile din câte am înțeles la, de la alți posesori de mașini de astea. Păi da, dar poți să faci în felul următor. Dacă ai probleme cu turbina respectivă, nu-ți mai iei o turbină la fel, îți iei o altă turbină de la un alt producător mai mare și care nu are probleme. Și sănătate, ai rezolvat problema. Tocmai. Păi asta ar trebui să facă multul lume, numai că mulți nu fac așa, că se gândesc. Le recondiționează. Le recondiționează, că ei se gândesc că poate a de la fost proprietar, a fost ceva, că nu am o grijă și după aia trezesc după, nu știu, dacă dau mai tare 50.000 de km, că iar nu mai au turbine. Nu, e posibil să fie subdimensionată turbina pentru puterea care o dezvoltă mașina. Da, și cel mai probabil. Și cumva ele într-una sunt folosite în zona de performanță maximă. Da. Și să duci partea de rezistență în timp. Și tocmai de asta am și o dezgajiu respectiv că le-o fi hibridizat. Ca să scoată și mai multă putere, dar și mai bine. Asta ce înseamnă? Că a schimbat internele, a lăsat carcasa la fel, dar cumva miezul e mai mare și bagă mai mult aer în motor. Tocmai. Chiar foarte bine, chiar e foarte, foarte bine. Okay. Consumul de ulei, mă rog, asta nu pot zic neapărat că asta e o problemă. Dar dacă merg liniștit cu ea, într-o rație, optim, merg, nu știu, nu, adică nu știu, până în 3000 de turi, să spun, fără să o accelerez prea tare, nu consum ulei, sau foarte, foarte puțin. Dar, ce ulei pui? Cred că motul lui cel mai ok pentru ea. Fostul proprietar a mers numai pe ăsta, urez că a fost mult mai Da, dar acum depinde și ce motul o să-i pui, pentru că și ăștia la motul au mai multe game. O să trebuiască să te uiți pe site-ul lor, e foarte ușor de folosit. Tool-ul lor, să spunem așa, îți introduci datele mașinii și el îți spune ce ulei e recomandat pentru mașina ta. Da. Și îți iei efectiv ce trebuie, nu ce zic băieți. E ok. În schimb, dacă merg tare și merg foarte mult timp tare cu ea, mai ales că turbinele, na, ele se încing tare, că am mai spus că motorul ăsta, cel puțin dacă merg tare cu el, la 120, între 120 și 130 de grade este. Cam ăsta e... Asta e temperatura ei normală, 120 de grade din ce am văzut că se spune pe forum. Și dă-ți seama, turbinele hibridizate plus temperatură mare, logic o să consumi niște ulei. Corect. Și, na. Și nu consumă neapărat foarte mult, adică să zic că dacă merg tare cu ea un litru la 5.000 de km sau un litru la, hai să nu fiu chiar așa, între 3 și 5.000 de km, cam pe acolo. Dar un litru la asta și la 2008, la 218.000 de km reali. Verificați că am verificat. Hai să spunem că e decent. Da, e chiar okay. Foarte ok. Și motor de 3000. Da, și alergat în tonă. Și alergat. Că dacă mergeai cu ea încet, spuneai că ai o problemă cumva. Da. Bun, pe partea de filtre, ai idee ce ai acum? Din câte știu, filtrele respective de la de benzin de așa Sman, dacă nu mă înșel. Filtrele de aer, în schimb, sunt de la BMS. Cu tot cu admisie. Admisia tot BMS este.
Așa, și cam asta e pe partea de revizie. Bun, și ai idee cam cât te costă o revizie la ea? Din ce am vorbit la un tip pe care îl știu și el se ocupă doar de BMW-uri și de modificări și de așa, undeva ajung la 9.600.000 de lei. Am vorbit un pan vechi. Ulei și filtre, nu? Ulei și filtre, plus manoperă. Da. Mă rog, acum probabil o ies dacă îmi curăț. Cel mai realist, cred că o să fie undeva pe la 1000 și un pic. Probabil nu știe că am filtrele sport, că nu știu dacă m-au văzut filtrele. Am i-am zis de mașină, dar nu cred că i-am zis de filtre. Deci la filtrele tale sport e un pic de muncă ca să le cureți. Da. Faza e în felul următor, trebuie să le dai jos după mașină. Dai cu soluția de curățare, dar prima dată și prima dată te sfătuiesc în felul următor. Le dai jos după mașină, dai cu un jet de apă prin interior, ca să iasă mizeria în exterior, da. Dai cu soluția de curățare, o lași să acționeze câteva minute, după care dai iarăși cu un jet de apă dinspre interior spre exterior. Okay. După, le lași să se usuce și continui tratamentul cu uleiul. Poți face asta înainte de revizie de altfel, deci pe aia să merg schimb doar. Dar filtrele astea sport e recomandat, de fapt, să le cureți la câteva mii de kilometri, depinde de cum conduci tu mașina și pe unde o conduci. Trebuie să te uiți, băi, sau îmbăxită, spline de praf sau de mizerii, le curăți. Dacă nu, poți să le lași. Da, poate să te țină și 10.000 de kilometri sau poate să te țină 1.000 de kilometri. Dacă mergi pe un praf cu ea și pe toate nebunile de frunze sau iarbă și așa mai departe, îți dai seama că acolo se strângă mizerii. Și dacă nu le cureți, nu o să-ți mai tragă mașina aerul necesar și nu e ok. Sau... poate să-ți bagi și praful motor. Poate să-ți bagi și praful motor, din ce cauză? Ea încearcă să tragă foarte mult aer, creează acolo presiune și bucățile alea de frunză, de pietricele sau ce să mai adună acolo, o să forțezi în filtru și la un moment dat o să cedezi. Chiar dacă filtrul tău e făcut din două plase de metal și o spumă, un burețel, o să cedezi pe undeva. Și după aceea, dacă ți intră praf sau alte nebunii prin motor, e rău. O să ne vedem din seria 1 o perioadă de timp. Bun, ce vreau să te mai întreb? Ce modificări vrei să mai faci? Deci, în primul rând, aș vrea oglinzele să le pun cele de M3, de 92. Tot așa, cum aveam și la seria 1, de altfel, cu aripioara aia mică. Foarte mișto, arată foarte bine. O capot de M3 de fibre de carbon mi-ar plăcea. Cât te ajunge capota aia? Undeva la 5.600 de lei, de ce am văzut. Nu e rău. Da, cam pe acolo, între 5.600, cam pe acolo prețurile. Depinde probabil de producător. De nu e rău deloc, da. Da, chiar e foarte ok. Așa, aripile de M3, că na, s-ar vedea mult mai bine și o capot de M3 cu aripi de M3. Așa. Alea sunt superbe, aripile alea de M3. Arată, efectiv, arată cu ventul ăla. E genial, cum se vede. E genial, efectiv. Aș vrea să fac o altă admisie, pentru că după cum s-a văzut pe filmare, na, sunt filtrele respective, cumva ele iau aer cald, însă intercoolerul cumva suplimentează pentru că e foarte mare, reușește să răcească și plus că are și niște găuri pe acolo făcute, tocmai că genul filtru, da, și un filtru este e îndreptat spre găurile respective și trage un pic de aer rece. De la... da. Aia n-ar fi fost suficient dacă nu aveam intercoolerul mare. Că, na. Mi-ar plăcea să-i schimb, să trec pe admisia ei stock cu filtrul de aer sport. Mai degrabă că ar veni fix din bot aerul rece. Nu, dar poți să-ți faci în felul următor. Poți să-ți faci un box, să spunem așa. Da, și să încapsulezi filtrele respective. Încapsulezi filtrele și după aia vii cu un mic traseu de la admisia originală. Da, și îți vine aerul din bot direct în în boxul ăla și se duce direct în filtre și nu amesteci cumva temperaturile. Da. Eu cred că o să găsești niște băiețași să ți le fac custom, că ai de făcut boxul respectiv și traseul. Băi, nu-i mari chestii. Da. Băi, evacuare mi-ar mai plăcea pe el. Vrei să faci evacuarea cum să zic, pe clapetă sau vrei să... Mi-ar plăcea pe clapetă, să fiu sincer, că într-adevăr nu sunt neapărat foarte tare, dar, adică, mă rog, se aude, îți dai seama, se aude de la ceva distanță. Dacă merg ușor cu ea, e ok. În schimb, pocnește foarte tare și uneori,
când merg prin oraș, mai ales noaptea, că noaptea are și mai mare rezonanță, dă-ți seama, fără mașini, corect, de blocuri, să nu fiu chiar nesimțit. Da, dar e foarte ușor. Și... deci, poți să-ți faci în felul următor. Clapeta la faci... da, mai... pe clapeta, da, cu două trasee. Traseul cumva care duce, dar tu nu mai ai catalizator. Nu mai ai catalizator. S-ar putea să fie un pic mai complicat să fac chestia asta. Da, sau dacă nu fac o evacuare de prost gust, mi-o cumpăr direct de titan. Și-a terminat problema, o fac fix mașină de show, eventual scoate și flăcări când e foarte greu de făcut, în schimb titanul suportă temperaturi de genul. Ce vreau să zic, pe parte de suspensii vrei să-i faci ceva? Adică vrei să o pui pe burtă, vrei să-i pui perne sau? Nu. Eu personal nu văd pernele ca fiind pentru performanță și mie îmi plac un pic mai mult mașinile care stau foarte bine pe curbe. A, deci tu vrei efectiv să mergi repede din punctul A în punctul B, nu te interesează să arate bine. Da, arată foarte bine pernele de aer și drept, mai ales când te gândești, când ajungi undeva într-un loc de parcare, la un car, nu contează și te aude. Și o lași, efectiv, da. Mișto, deci vizual și auditiv, că chestia aia cu scoate aerul sau de foarte mișto, e numărul 1. Dar, da, asta dacă nu vrei performanță. Și eu prefer ca mașina mea să tragă. Da, mașina cu perne deja nu stă foarte bine pe curbe. Păi nu mai e la fel de stabilă, cumva devine mai balen, nu mai e așa, da. Așa, pe suspensie, nu știu, eu sunt mulțumit de ea, dar poate pe viitor dacă găsesc ceva un pic mai bun sau nu știu, consider că asta... O reglabilă poți să mergi pe un D2 fără nicio problemă. Da, mi-aș o reglabilă, că oricum mai vreau să o cresc un pic în cai. Că după ce rezolv problema cu bujiile și cu senzorul, o să vreau să merg să o resoftez. Unde vrei să te duci? Tot la Clilu, care vrea. Da, mai e? El este plecat, dar vine înapoi în august, stă o săptămână și o să aibă firma deschisă fix în perioada aia. Nu mai bine, pot să merg la el, rezolv. Nu știu, îmi place ce faci, am mers pe mâna lui cu seria 1, foarte mișto. Ok. Iar dacă vrea cineva să-și ia mașina asta, poți să-i spui la ce trebuie să aibă grijă? Care sunt recomandările tale? Deci, în primul rând, niciodată să nu te uiți la consum la mașina asta. Adică mașina asta trebuie luată cu inima obligatorie, că din punct de vedere financiar e dezastru. N-ai cum să spui. E un mistake clar, a? Da, tocmai. Financial mistake aproape unul cel mai mare. Asta explodă în Subaru. Mi se pare mai rău. Așa. Dar... na, consumul clar o să, n-o să fie de la genul Simon 335, spui că mamă, sper să am consum de 6 pe zi. Bine, dacă vrei consumul mic, poți să iei un 335 diesel și da, la 335 diesel este complet consum foarte, foarte bun. Da. Dacă mergi ca un dădăiț, îți scoți un 12 litri în oraș, tras de el. Chiar mai puțin poți scoți la mașina respectivă. Chiar mai puțin. Așa, alte lucruri, obligatoriu, uleiul bun în ea, obligatoriu. Turbinele neapărat să fie verificate, traseul lor de la intercooler, să n-aibă fisuri, pentru că și ăsta la un moment dat poate să influențeze, pentru că ea își face niște calcule, dacă pierde pe undeva, le solicit cumva că nu știi cum să calculezi exact cât. Da, îți dai seama că ea nu știe, ea îți spune, băi, îți intră 0,5 bar sau 1 bar în motor, dau un exemplu, și de fapt îți intră, nu știu, 0,2. Da. Ea deja pierde din putere. Pentru că amestecul nu mai e corect. Da, și ea încearcă după aia să suplimenteze cu benzină și acolo o să vină problemă și la bujii plus bobine. Ți le udă și după care tot o să ajungi cam, să le negrești. Cam astea sunt recomandările pentru mașina asta. Mă rog, reviziile la timp, să se aștepte la un consum de ulei dacă merg tare cu ea. Cumva ar trebui să aibă și câteva mii de euro, gen vreo 2-3 mii de euro deoparte. În caz de s-o dus pompa de apă sau de sau să le schimbi preventiv? Eu le-am schimbat preventiv, să fiu sincer. Nu le-am mai schimbat, că am văzut facturi cum au fost alea schimbate chiar recent. Adică, na, omul a fost foarte fier cu mine, n-am avut probleme. Că aveam niște bani puși deoparte pentru chestia respectivă. Dar, na, cum au fost deja schimbate, nu a fost. Că eu ce aș fi vrut să fac, odată să mă la turbine să văd că sunt ok. Pompa de apă, pompa de ulei, injectoare, tot, adică chestii. Uite, de exemplu, cel mai bun sfat care îl pot da cuiva care vrea să-și ia o mașină ca asta sau o mașină modificată e în felul următor. Băi, prima dată du-te pe elevator, vezi dacă are ceva probleme. Păi de sub, da. Păi de sub, oricum problemele alea, un braț îl schimbi, dar mai tragi de preț. Da. Dar testul principal este să te duci cu ea
pe dyno. Și da, acolo vezi, dacă mașina are probleme, nu o să-ți mai scoată cai. Da? Dacă e modificată, da, și are 400 de cai, nu-ți mai scoate 400 de cai, scoate mai puțin. Și băiețașul de acolo o să zică, băi, uite care faza, ai problemă aici, aici și aici. Da. Și tu în momentul ăla te decizi, vrei să o iei, să bagi bani în ea, să o faci, sau efectiv mașina e o panaramă, o daună totală și nu o mai iei. Da. Cred că e cel mai simplu. Te-ai dus, ai pus-o, ăla îți spune asta, asta, asta. Și sănătate. S-au dus cum foarte fain. Chiar da, are un sunet plăcut rău. Și recomandarea mea mai e în felul următor. Și-a anvelopii ok pe ea. Obligatoriu că e la foarte periculos. Și oricum, de fabrica are niște cai stres, așa zic, la urmă urmei. Și am văzut, nu știu, 2 litri diesel seria 3 ori. Dar oricum pleacă de spate dacă nu au anvelopii bune și 177 de cai. Apoi dă-ți seama la un 300 de cai. Obligatoriu să trebuie anvelopii bune. Eu în locul tău aș pus niște anvelopii chiar un pic mai late. Aș pus un 275 ca să pui toată puterea jos, dar în felul ăsta cumva nu te mai distrezi cu ea, că nu-ți mai fugi fundul chiar atât de tare. Da, tocmai. E alea că senzație ce-i drept când accelerești, pleacă un pic așa, mă aud că scârție, e foarte faină senzația respectivă. Ia dă-i o talpă să vedem cum... Vrei să duci? A? Da. Și ești și tu. Deci dacă n-ai fi tu, cât e chile ai? Bă, dar ce dracu, n-am 200 de chile. Dar 100 ai. Da, 100. Băi băiat. S-o spune. Fugi, nu? E genial. Dacă nu era el în spate, noi când am mers atunci pe Copou, oricum a luat mult mai repede viteză și altfel fugea fundul. A fost ceva foarte scurt, eram, nu știu, 30, 40, 120, eram ok. Ce dracu e asta? Uite, miroase a încins acum, s-au încins, cred că anvelopile, că ai dat și mai deplin. Dar oricum are aderență și acum. Da, nu, chiar acum, adică n-am anvelopile astea foarte bine, dar Spirelli pe zero. A, Spirelli? Da, da, da. Aș vrea să trec la Michelin-uri, sincer zic. Îmi plac mult mai mult. Ce sunt top 6, adică n-ai nicio treabă. Da, nu, sunt top, într-adevăr, dar chiar m-aș vrea niște Michelin-uri. Îmi plac, sunt fan, am avut pe seria 1, numărul 1. Da, sunt între cele mai bune. Și ce defecte ai vrea să mai repar la ea? Unghiurile. Da, unghiuri de fugă. Da, unghiuri de fugă. Așa. Și în rest, sincer, mă rog, mai are niște... O lași culoarea asta sau vrei să o schimbi? Încă nu sunt hotărât. Aș trece tot pe ceva roșu, că nu vreau să mă duc la rar să... Poți mergi pe un candy red. Păi da, pe asta aș vrea. Adică... Nu-i deloc greu să-ți treci culoarea în talon, nu-ți imagina că e ceva o... Numai că e posibil ca ăia să se uite peste tot. A, e și problema. Și nu cred că își asta, te duci cu talonul, rămâi fără talon, știi? Asta e problema. Și, da, ideea e că aș trece cu un, nu știu exact cum e, candy red-ul e un pic mai aprins? Da. Mie mi-ar face un pic mai închis, mai un sângereu lucios, să zic. Ok. Mi se pare că ar da un pic mai fain. Da, părerea mea. Ok. Am adică cam cum e folia asta, că nu e un roșu foarte aprins, e un roșu mai închis. Da. Asta lucios. Un fel foarte de, hai să spunem, o zona de vișină? Da, cumva, dă-o leacă spre vișină. E în zona aia. Da. Ok, și altceva ce vrei să mai faci? Poate în viitor să schimb jantele, deși arată foarte bine, dar nu știu dacă o să mă plictisez de ele la un moment dat. Da, sunt destul de decente. Îmi spuneai mai devreme că o să vrei să retapițezi volanul, să refaci. Da, 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 chiar mi-ar plăcea că... Mă rog, nu mă deranjează pe mine la feeling, adică simt foarte bine, stau foarte bine pe el, are aderență, nu pot zic. El da, cumva ai făcut ca să aibă un grip mai bun conducătorul. Tocmai și, na, vizual arată așa un pic mai... Mai ciudățel. Mai ciudățel, că în rest așa mașina pe interior cu pielea, cu plafonul Alcantara, volanul parcă nu e chiar de aici. Înțelegi că astea sunt făcute super mișto, sunt puse la punct. Îmi place chestia asta, în schimb, nu știu dacă se vadă pe cameră, dar are capul ăla care iese. Sportiva are. Da. E o opțiune la BMW, da, nu știu dacă știi. A fost spuneată opțiune pe vremea ei. Așa, mai are o mică problemă, din când în când broasca din partea dreaptă face figuri. Uh-huh. Adică nu se deschide și nu se închide chiar de fiecare dată, trebuie să fie un pic cu ochii pe ea. Uh-huh. Ce rest, nu mai am ce să... Mașina e super faină.
pentru partea asta să te distrezi. Cred că de asta ai și luat-o. Păi dă-ți seama. Vrei să te distrezi cu ea. Altceva... Am la mașina asta să merg la cumpărături sau să mă duc, nu știu. Am făcut doar un singur drum extraurban, că doar am fost curios cum se comportă. Uh-huh. Adică... Și erai, cred că, încântat, băi, mi-am la mașină nouă, vreau să merg pe la un drum mai lung, vreau da, să... Da, tocmai. Adică am avut, un drum așa un pic mai lung de când am luat-o, că bac, din Bacău până în ea și vezi că am 150 km, zic, mai mult sau mai puțin, pe acolo. Da, pe acolo, 100 și ceva. Și na, aia a fost prima zi în care aveam mașina, mi-era un pic frică să-i dau, că na, eu am trecut de pe X-Drive 270 de cai, pe tracțiune spate 410 cai și dă-ți seama. Dar probleme cu grupul? Chiar nu, m-am verificat-o când am fost. Nu, no, n-are joc în grup sau... Nu, n-are nimic. Chiar e intact. Ambreiajul? Nu mi-ai spus de ambreiaj. E ambreiajul da, stock uitat, sau nu, ambreiajul și cutia, ambele sunt de M392. Am chiar, nu știu cum am omis chestia asta, că e o chestie oarecum mare. Vezi, foarte dure, are volant cu masă simplă. Așa, chiar, uite, te rog să încerci să bagi în viteză. Stai. Te rog. Da. Și scurt. E chiar foarte scurt. Așa, ambreiajul e chiar greu. Dar foarte ok, pune puterea. E zgomotos, mai ales cutia. Cutia pe loc este extrem zgomotos. Oricum se aude acolo că lucrează. Da, da, chiar da. Se aude cum cuplează fiecare viteză. Așa, cam astea mai sunt modificările partea de transmisie. Și cam atât. De rest nu cred că mai este ceva din asta în mașină. Ok. Bun, dacă nu mai ai nimic ce să le spui oamenilor, cam asta a fost și clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un like, să dați un subscribe, pentru că sunteți foarte mulți care doar vă uitați la clipurile astea. Și nu apăsați mă butonul ăla acolo ca să vedeți și următoarea mașină, o să avem câteva surprize destul de mari, zic eu, dar rămân de văzut. Și pe Adrian îl găsiți pe Instagram, pe Paul tot la fel pe Instagram, pe mine tot pe Instagram. Și ce să vă zic? Până data viitoare, numai bine. Salut. Pa, pa. Mai bine la filmare. Nu, fără. Cu ochelari, da? Fără. Așa, așa. Mai aproape, nu? Așa? Fără. Cu? Fără. Ah, fără. Ia, cu oricum pleacă în pie. Vreți mutăm? O, de-aia eram pe zoom mare, fute în gură.